Oh.
conformitate cu făgăduința făcută de către Iehova lui Dumnezeu, prietenului său Avram, adică în tine și în sămânța ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului, va fi prezentat al doilea subiect, preamărirea care garantează mântuirea. Deoarece, conform Psalmului 117, toate națiunile sunt invitate să laude pe Iehova. Iubiți frați, surori, oameni de bine, temători de Dumnezeu, cu ajutorul lui Iehova voi prezenta în fața voastră subiectul anunțat, care este de o importanță deosebită, deoarece el are în vedere planul lui Dumnezeu cu privire la restatornicirea neamului omenesc și la împăcarea oamenilor cu Creatorul lor, Iehova. Cuvântul preamărire se poate exprima cu același înțeles prin mai multe cuvinte. Exemplu, cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, povestiți printre neamuri, lăudați pe Domnul, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui și multe alte expresii. Aceste expresii le găsim în Psalmul 96, 1 la 4 și 10, Isaia 12, 4 la 6, Psalmul 117, 1, Psalmul 118, 1, Deuteronom 30, 20 și Psalmul 103, 1 și 2. Exemple de preamărire, rog să-mi permite să citesc din Sfânta Scriptură două exemple. Prima dovadă este la 1 Cronici 29, începând de la versetul 10, zice așa: David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări. El a zis: binecuvântat să fii Tu din veac în veac, Doamne Dumnezeul Părintelui nostru Israel. A Ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este domnia, căci Tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. De la Tine vine bogăția și slava, Tu stăpânești peste tot, în mâna Ta este tăria și puterea și mâna Ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Acum, Dumnezeul nostru, Te lăudăm și preamărim numele Tău cel Sfânt. O altă dovadă am să citesc tot din 1 Cronici, capitolul 16, zice în felul următor. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Ziceți, mântuiește-ne Dumnezeul mântuirii, strânge-ne și scoate-ne din mijlocul neamurilor, ca să lăudăm numele Tău cel Sfânt și să ne putem și să ne putem salva cu lauda Ta. Ne putem lăuda cu lauda Ta. Acestea două restul dovezilor, aici mai există încă Roman 15 cu 5 și 6, Psalmul 50, 23, 2 Samuel 22 cu 50 și Psalmul 66 cu 2. Pentru exemplificare în legătură cu această preamărire, am să dau citire
explicației textului din Psalmul 117 cu 1, unde spune: lăudați sau preamăriți pe Iehova toate națiunile. Niciun fel de chemări, niciun fel de invitări, niciun fel de proclamări ale Națiunilor Unite sau ale vreunui alt guvern peste statele de pe pământ nu întrec în importanță chemarea către toate națiunile din Psalmul 117:1. În acest tip al judecății în care se va hotărî soarta oamenilor și a națiunilor, aceasta este chemarea cea mai importantă către națiuni, și anume, pentru că este o chemare pentru neegoism și invită pe oameni să preamărească și să laude pe cel mai înalt al Universului, căruia îi se cuvine toată slava. A lăuda pe Dumnezeu nu servește numai spre îndreptățirea numelui Său, ci afară de aceasta, cauzează salvarea creaturii care aduce lauda. Dovada din Roman 10:10-13. Pentru noi nu poate să existe ceva mai de preț și mai important decât propria lui salvare prin îndreptățirea numelui lui Dumnezeu. Această salvare se poate realiza numai printr-o mărturisire și preamărire deschisă a numelui lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, regele Său. Aceasta trebuie să se facă acum. De ce? Pentru că acum are o valoare deosebită, deoarece întreaga lume s-a dedat la slăvire de creaturi. Iubiți ascultători, David, care a fost un serv al lui Iehova, un proroc și un credincios, spune în Psalmul 18:3: eu strig, lăudat să fie Iehova, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Iehova răsplătește pe aceea cu mântuire care îl preamăresc. A lăuda pe Iehova este privilegiul îmbucurător al celor vii. Citat biblic: nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii, ci noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în viață. Lăudați pe Domnul. Psalmul 115:17. Întrucât Armagedon, războiul Universului, se apropie tot mai mult, întrebarea mântuirii devine extrem de importantă. Către aceia care voiesc să trăiască în timpul acestui război final și să intre într-o lume nouă făcută de Dumnezeu, un om înțelept a zis de mult, citat, să știți, când spun citat, e citatul din Biblie, exact cum scrie acolo: omul chipzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Proverbe 22:3 și 27:12. Dumnezeu Domnul însuși, care știe foarte bine dinainte ce rău groaznic va însemna Armagedonul pentru lumea aceasta, spune tuturor oamenilor chipzuiți dinainte, citat: du-te, poporul meu, intră în odăița ta și închide ușa după tine. Ascunde-te câteva clipe până va trece mânia, căci iată, Domnul iasă din locuința lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului și pământul va da sângele pe față
și nu va mai acoperi pe cei uciși. Isaia 26:20-21. În interesul siguranței noastre, marele propovăduitor al propovăduirii de pe munte a repetat ceva din citatul de mai sus al profetului Isaia și a zis spre călăuzirea noastră, citat, și tu când te rogi, intră în odăița ta, în cuiețușa și rogă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, iată cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Matei 6:6-10. O astfel de rugăciune sinceră, care poate fi ascultată de Dumnezeu, înseamnă închinare adevărată lui Dumnezeu după îndrumările lui Iisus Hristos. Locul sigur de scăpare nu este un loc deosebit pe pământ, ca de pildă într-o fermă de refugiați sau alt loc asemănător, ci este starea închinării lui Dumnezeu celui atotputernic în spirit și în adevăr. Conform cuvintelor lui Hristos Iisus, se poate aduce acum lui Dumnezeu pretutindem pe pământ închinarea primită. Ioan 4:23-24. Profetul Moise, căreia Dumnezeu i-a descoperit numele său Iehova, spune despre singurul loc sigur de scăpare. Citat, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare, cetățuia mea, în care mă încred, da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiile ei. El te va acoperi cu penele lui și te va ascunde sub aripile lui, că scut și pavăză este credincioșia lui. Psalmul 91:1-4. Închinare adevărată lui Dumnezeu este necesară spre a ajunge în ocrotirea locului de scăpare. Acesta este înțelesul proverbului citat, numele Domnului este un turc tare, cel neprihănit fuge la el și stă la adăpost. Proverbe 18:10. Biblia este singura carte care stabilește în scris închinarea adevărată a Dumnezeului viu și adevărat, Iehova. Conform acestui cuvânt sfânt, închinarea lui Dumnezeu, atenție, nu se face tăcut și în afara auzului lumii necredincioase, ci tocmai vocea este întrebuințată în serviciu deschis și activitate deschisă în acest scop. Biblia arată foarte desfășurat că Dumnezeu nu trebuie lăudat numai în rugăciune tăcută, de pildă într-o odaie particulară sau într-o cameră, ci afară în lume, unde alții pot să o audă. Luați odată Biblia și cercetați ce are de spus despre închinare. Mirat vei găsi că de mult vorbește despre aceea că închinătorul adevărat al lui Dumnezeu preamărește pe Iehova Dumnezeu în prezența și înaintea urechilor altora. Da, în fața unor mulțimi întregi. Această preamărire este în viața celui ce se închină o cerință, pentru că aceasta înseamnă o mărturisire deschisă a credinței sale și a devotamentului său față de Dumnezeu Domnul.
De aceea, o astfel de preamărire garantează eliberare și salvare pentru lumea nouă a vieții veșnice. Fiindcă este scris, citat, pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Roman 14. Alt citat. Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți toți, care, toți cei ce locuiți la marginile pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Pe mine însumi mă jur, cuvântul iese din gura mea și nu va fi luat înapoi. Orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va jura pe mine. Isaia 45, 22 și 23. Apostolul Pavel a fost, prin urmare, sprijinit de Sfânta Scriptură când a spus că mărturisirea spre lauda lui Dumnezeu Iehova conduce la salvare veșnică. Dar a citat, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Că prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisire cu gura se ajunge la mântuire sau la salvare. Roman 10, 9 și 10. Noi suntem făcuți soli pentru acea împărăție și împuterniciți cu autoritate să reprezentăm pe rege și interesele împărăției sale. Este datoria și privilegiul nostru să ascultăm porunca regelui. Ni se poruncește să proclamăm ziua mâniei Dumnezeului nostru asupra puterilor întunericului și să mângâiem pe cei ce plâng. Într-îndeplinirea acestor porunci, suntem sfătuiți să predicăm noutatea cea bună tuturor națiunilor de pe pământ spre mărturie. Pentru creștini, ce alta poate fi mai clar decât aceasta? Există un serviciu mai fericit în care s-ar putea angaja cei credincioși? În vederea acestor porunci limpezi ale cuvântului lui Dumnezeu, cum ar putea cineva să pretindă a fi un membru în această împărăție și totuși să tacă și să rămână inactiv? Să ne uităm că numai studierea cuvântului lui Dumnezeu și scăldarea în fericita lui lumină solară nu este îndeajuns. A face numai atâta este curat egoism. Dacă posedăm iubirea și zelul ce se cuvine casei Domnului, atunci ne va fi cu neputință să rămânem în tăcere. Psalmul 69 cu 9, 3, 3 cu 6. Este bine să luăm seama la noi înșine, ca să nu fi primit acest dar sau favoare de la Dumnezeu în zadar. Deoarece Domnul a avut încrederea să ne încredințeze anumite interese ale împărăției, să ne dovedim și noi aprecierea acestei încrederi, cum? Prin împlinirea credincioasă a însărcinării date nouă. Dacă era drept și la loc pentru Apostolul Pavel să îndemne biserica din ziua sa să fie activă, atunci, mult mai la loc este acum și obligat este fiecare creștin să îndemne pe altul la o mișcare într-îndeplinirea însărcinării dată de Domnul. Curajul
bucuria și zelul, mișcate de iubirea fierbinte pentru Domnul, trebuie să aibă un mare rol în activitatea lor. Fără de aceasta, creștinul este ca o locomotivă fără foc și fără apă. Nu numai că nu poate trage vagoanele, dar nu se poate mișca nici pe sine însuși din loc. În legătură cu vestirea acestor lucruri, Iisus a arătat că va fi nevoie de multă răbdare și de aceea a zis: cel care va fi răbdat până la sfârșit, acela se va mântui. Matei 10,20. Cuvântul sfârșit din acest text înseamnă pentru creștini că ei trebuie să rabde până predicarea Evangheliei la toate națiunile se va fi terminat. Iar a răbda înseamnă a fi activ. Niciun popor în afară de creștinii consacrați nu-L reprezintă pe Domnul pe pământ. Cea mai mare onoare ce o poate câștiga un om este a fi un reprezentant al Dumnezeului celui viu și al lui Iisus Hristos. Dar noi nu putem fi martori credincioși adevărați numai atunci dacă spunem și altora despre împărăția Domnului. Acum este timpul de a spune oamenilor vestea adevărului. Sunt adevărurile lui Dumnezeu, nu ale noastre. Noi trebuie să-L iubim pe Domnul și aceasta înseamnă să dăm la o parte frica și cu îndrăzneală și încredere să vestim vestea Regelui. Trebuie să ne uităm pe noi și să fim pe partea Domnului. Nu trebuie să ne lăsăm seduși de gândul că pe baza celor ce am lucrat în trecut, noi vom putea intra în împărăție. Dacă Domnul ne-a dat acest privilegiu ca să trăim în timpul acesta și să fim martorii Săi, nimic nu trebuie să îngăduim să ne împiedice de la această ocazie binecuvântată. Niciun creștin dintre acei care apreciază timpul în care trăim noi acum n-ar putea să fie nepotrivit îngrijorat despre cronologie. Chiar dacă nu am avea cronologie deloc, părândarea faptelor, părândarea faptelor fizice în îndeplinirea profeției Domnului ne arată unde suntem și calea noastră este clar luminată. 2 Petru 1,19. Cu bucurie în inimile noastre ar trebui să ne facem noi datoria. Martorii lui Iehova trebuie să continue cu răbdare și stăruință să lupte lupta bună, punând cu curaj mărturia până la sfârșit. Citat, aici este răbdarea Sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Apocalipsa 14:2. Aceasta arată o probă a poporului lui Dumnezeu. Și proba este în curs și va continua până la sfârșit. Deci, repet, aceasta, adică punerea mărturiei, este o probă a poporului lui Dumnezeu. Și proba este în curs și va continua până la sfârșit. Deci, linia de despărțire este desemnată clar și lămurit.
Martorii lui Iehova sunt aceia care trebuie să preia conducerea pe partea aceasta și care refuză să cinstească pe organizația diavolului sau chiar să aibă ceva de-a face cu ea. Este un timp de mare primejdie, deoarece ziua judecății a sosit când credincioșii și cu curaj trebuie să pășească înainte pentru Domnul într-o vestirea veștii sale a adevărului. Aceasta însă, nimeni nu trebuie să se poarte fără minte sau neînțelept sau să caute să ajungă într-o situație de martir. Să vă gândiți însă la aceea că voi reprezentați pe Dumnezeul veșniciei și pe împărăția sa și că toată puterea Universului vă stă în ajutor. Despre aceasta ne putem convinge dacă suntem înțelepți și credincioși față de legământul nostru. Aceia vor primi răsplata cea mare, care vor fi credincioși până la moarte. Aceștia trebuie să-și păstreze neprihănirea și devotamentul față de Dumnezeu și față de împărăția sa. Dacă cineva dorește să noteze, am să citesc de aici 5 materiale de unde s-o luat ceea ce am prezentat în fața voastră. În primul rând e vorba de turnul de vedere numărul 17 din 47, pagina 272, textul din 1 decembrie. După aceea, turnul de vedere 24 din 47, paginile 371-372, paragrafele 1, 2, 6, 7 și 8. Turnul de vedere numărul 11 din 24, pagina 171, textul din 5 noiembrie. Turnul de vedere numărul 11 din 24, pagina 172, textul din 12 noiembrie. Turnul de vedere numărul 11 din 24, pagina 172 la 173, textul din 19 noiembrie. Și turnul de vedere numărul 11 din 24, pagina 172, coloana 2, rândul 5 la 13. Mulțumesc lui Iehova pentru puterea dată de a prezenta acest subiect în fața voastră. Vă mulțumesc că ați dat atenție cuvântului lui Dumnezeu. Mulțumesc! Fără îndoială că și poporul lui Dumnezeu de astăzi, în care noi trăim, toți care pretind că servesc cu Iehova, să știe că sunt sub probă. Și anume, proba cea mai grea, iubirea între frați și pentru frați. Și totodată, punerea mărturiei, adică preamărirea numelui lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, când și-a făcut raportul către cei din Efes, a spus: nu m-am temut să vă vestesc Evanghelia din casă în casă și să vă ascund ceva ce vă era de folos. Așa și noi să ne prezentăm înaintea lui Iehova cu un raport pozitiv, în speranța că vom primi aprobarea din partea Lui. Ceea ce am spus la fapte 20:20, a spus Pavel, și versetul 31. Cu atât mai mult cu cât astăzi trăim în timpul când noi, față de Apostolul Pavel și ceilalți apostoli care au vestit pe Iehova și pe Mântuitorul Iisus Hristos, posedăm căi și mijloace mai bune și mai la îndemână decât atunci în timpul acesta. Așa că o putem face cu eficiență mai mare și cu folos. Și în felul acesta ne vom apropia de ușa împărăției care este încă deschisă, conform profeției lui Noe cu corabia.
ușa a fost deschisă la corabie pentru ca să intre cine o dori, dar numai un anumit timp. Așa și astăzi stăm în fața ușei deschise a împărăției, care la un moment dat se va închide, atunci când Iehova va vedea de bine. În legătură cu aceasta, corul asociației va prezenta două cântări, și anume 112, Eu sunt ușa, intră, intră, și 216, Fără de tine, mângâietor, viața îi chin moarte. Să le dăm ascultare. Thank you.
Bine.